Sunt frumoasă. Ești minunată, dar stai mai dreaptă că ești un cap plătitor. Hei, am primit de-a lungul timpului destul de multe comentarii conform cărora toți poeții contemporani ar suna la fel în poezia lor. Așa că astăzi l-am adus pe iubitul și fratele geamăn Dan, împreună cu care astăzi, fiind amândoi în carantină, o să testăm această ipoteză, așa că Dan o să... Nu, în primul rând eu o să mă leg la ochi. Și apoi Dan o să aleagă o carte din raftul meu cu poezie. Va citi o poezie sau mai multe, nu știm. Iar eu va trebui să ghicesc poetul. Și trebuie să recunosc că mi-este frică. De ce? Deoarece nu am încredere în abilitățile mele de a recunoaște poezii. Dar poți să mă ajuți? Da, se poate spune că sunt gata. Voi începe atunci. Așa să faci. Avem aici... o carte. Asta. Ok. Cinteza zburase. Mi-am băgat căștile în urechi și am auzit clopoțelul de ieșire din viață. Asta a fost? Asta a fost. Asta e toată poezia? Asta e toată poezia. Asta e toată poezia, ești convins? Yup. Well, ar trebui să spun încă una de aici sau... Da, te rog. Ok. Reflexiv. Ironiile tale, bazine cu jacuzzi. Mă scald în ele până mi se umflă. Slipul și bolile mă ridică la suprafață. Asta a fost. Oh my god. Yup. Mihoc Tamaș. Da. Serios? Da. Oh my god. Oradea representing. Vai... Ok, este un poet din Oradea, uh-huh. Și vreau să zic că am luat această carte când eram la Cluj și am luat-o din nostalgie pentru casă, deci sunt foarte mândru de mine. Amândoi fiind din Oradea, deci... Da, suntem frați. Hell yeah. Ok, next? Yeah. Avem aici, please focus. Ok, vă rog, scuzați-mă dacă fac greșeli, eu sunt de la arte. am uitat să menționez faptul că, da, adică n-am zis nimic despre fratele și iubitul meu, Dan. Nu suntem frați, suntem din Oradea amândoi și el e mai mult artist, dar citim poezie împreună, așa că, na. 2. E septembrie în fața blocurilor, întunecate pe scările umede, puști înfrigurați își trag lucile pe ochi, sunt săraci, însă au atâta putere. Și încă nu știu, când o să-și dea seama o să fie atât de târziu. Umbli ani de zile cu așa armă la tine, tinerețea ta, dar suferi ca un câine și aștepți ca un prost viitorul. Când trec pe lângă ei și văd atât de dezarmați, fantasmez că dacă m-aș putea întoarce, aș fi rapace, aș lua tot ce-mi place, dar știu că n-aș face decât să stau pe scări umede de bloc cu o gulă trasă pe ochi. Andrei Doșa? Nu. Ok. Dan Sociu. Da. Totuși, e ok. Da? Ok. Trecem la următorul volum de poezii, care este așa, fără nume, fără sfârșit. Soare afară și așa de mulți oameni, aș ieși și eu printre ei. Dar ce să fac? Ei nu sunt prietenii mei. Prietenii mei sunt ascuși în scorburi, în locuri întunecate. Prietenii mei sunt în siguranță. Acum stau pe o bancă și fumează. Eu am rămas în oraș să mă gândesc la ei. Da, stai că știu. Vai, stai că știu. Stai. Richard Brautigan? Nu. Nu. Ok. Andrei Măcuța? Nu. Ce rău. Mai citești una? Bine. Rău. Singura căldură e căldura trupelor alipite. Ești ca o barcă, pe singura mare de pe pământ. Și asta te face să plângi. Eu sunt Gabi și îmi place să pierd vremea iurea. Eu caut fericirea. Nu există cuvânt mai gol și mai inflexibil pentru deraiajul ăsta lin. Eu caut fericirea și poate voi străluci, dar cumva știu, o să mă simt rău și poate o să râd, o să zâmbesc, dar când voi pleca de lângă voi, cumva știu, o să mă simt rău. Gabi Eftimie. Da. Bă, știu de ce am confundat cu Richard și cu Andrei Măcuța, că știu că astea sunt ultimele volume de poezie pe care le-am citit și mi-era super cunoscut și, mă rog,
Este un volum absolut minunat, vreau să vă zic, și vă rog să-l citiți. Da, precumand și eu. Următorul volum... Trebuie să ghicești și numele volumului? Da, hai că facem mai greu. În general, oamenii se uită unii pe alții, prin piețe, unii la alții, prin piețe, unii peste alții. Sorin Despot apasă? Da. Yeah! Felicitări! Ador volumul ăla. You're gonna like this one. Ok. Știți ce avem noi aici? Exact. Exact. E doar tristețe. Nu e depresie, e doar tristețe. Impactul locului gol din pat, unde dragostea apare și dispare ca o eczemă. Un punct roșu pe radarul unor marinari daltoniști. Nu e depresie, ci mai degrabă dezamăgire plină de duioșie, când știi că nimic nu deosebește gura îndredeschisă de plăcere de după orgasm, de cea unei fetițe cu polip în timpul somnului. Mâna mea care mângâie de 4 ani același bărbat și mâna unui jucător de tenis sunt la fel, urățite, umflate, dar sigure, obediente. Cândva știam că să spun cuvinte salvatoare, să asamblez după instrucțiuni Andrei's Vessel să croștesc plase de siguranță pentru acrobați, spitale de nebuni și multinaționale. Prezența mea era dorită, simțită, treceam prin faza senzorilor, iar ei mă recunoșteau, dându-mi apă, săpun și lumină. Acum nu mai cere nimeni nimic, răspund doar la mail-uri și comenzi simple. Vă rugăm să ridicați cardul, vă rugăm să ridicați banii, vă rugăm să ridicați chitanța. Dar nu e depresie, nici măcar un pic, nici măcar din greșeală. Deși am inima de camembert și înfipt în ea stegulețul unei capitale habsburgice în care nu mai vreau să mă întorc niciodată. E doar tristețe, doar un simplu fenomen demografic care va dispărea odată cu noi. Pâcla aceea, groasă pe care copiii o pictează în jurul munților la ora de desen și fără de care peisajul ar fi incomplet. Așa că fii liniștit, nu te întreba ce limbă vorbesc oamenii în visele maimuților. Mai prinde-ți o țigară, vină acasă la orice oră, sunt aici și te aștept, fiindcă nu e depresie, e doar tristețe. Deci cum aș putea să nu ghicesc Industria liniștirii adulților de Anastasia Gavrilovici? Da! Mă bucur mult că ai citit-o, pentru că ador poezia aia. Și eu. Da, și următorul volum este... Simt că ăsta e doar un pretext ca să citim poezie contemporană românească. But can you complain, though? I can complain, though. Yeah. O singurătate, ca oricare alta, patru pereți între... patru pereți. O să mai citești una? Da. Ce se întâmplă la voi în casă? Nu vă mai iubiți? Ba da, cum să nu? Păi și atunci? Atunci ne batem, doamnă, ne batem. Asta e tot? Da. Bă, știu aia cu pereții, deci... Ok, am două variante. N-am voie să o ating. Nu. Ok. Mai ai vreuna? Obosit fredonează și uneori rana asta începe să se topească în tine și îi spui dragoste. Răzvan Țupa. Parte din... e moto, gen. E italic. Ok, da. Asta e toată poezia? Asta e toată poezia. Poezia e un citat. Yup. Tot asta e un citat de Răzvan Țupa. E dialectica urșilor la Nițescu? Nu. Mai e vreuna? Dacă insiști... Da, insist. Vrei și tu ceva toxic și bun de la viață, o moarte utilă. Sfârșit de poem. O, să-mi bag piciorul. Vrei un poem? Da. Asta e ultimul. Ok, ultimul. Promit. Ai avut dreptate, jigodie. Să mă blestem cu sticla în mână, chiar înainte de venirea poliției, ora 11 p.m., cumpărarea mașinii, toate... Lasă-mă să te urăsc pentru asta. Tu care ai bântuit prin micuțul obstacol de ceață. Robert Gabriel Lecheș? Nu. Ok, n-am ghicit, asta e. Ce, poți să ce e? O să spun. Este Livia Ștefan, Lolita 32. Oh, nu. Okay. Asta e. Asta este, prieten. Next. Următorul volum este o surpriză. Camera 8, interioare. Crezi că nu se vede de afară, ascuns în penumbră când te dezbraci, cu degete obosite, nervoase, cu gesturi grăbite. Crezi că nu se vede de afară, crezi că totul e ok.
Însă, pielea ta strălucește. Pielea ta e opal fațitat și totul în jur este vid, unde pielea ta strălucește. Tanato Hotel, Livia Ștefan? Da. Gata, surpriza era că e tot Livia Ștefan. Da, hai că am început să o recunosc. Motorul volum este... Auzi, dacă le ghicesc din a doua se pune? Că am avut multe ghicite din... N-am nici mai vagă idee. Is it the rules? Yeah, or not? Regulă, deci... It's whatever. Mă joc cu bila neagră, de cauciuc. Dincolo de fereastră se întâmplă foarte încet iarna și mă joc cu bila neagră de cauciuc. Ce face un câine lăsat singur în casă? Ce face un om lăsat singur în mintea lui? La Dumnezeu, dialectica urșilor. Da. Măi, versurile astea sunt scrise în baie la litere. Da? Yep. Sunt mândru. Sunt emblematice. Frumos. Mi-a plăcut mult. Așa. Motorul volum, să vedem care va fi. Eu clipul ăsta ar trebui să se cheme Introducing my boyfriend to contemporary poetry. Nu. Oh, nu. Oh, nu. A picat și Crispin Best. Voi pune ceasul acolo. A căzut Băsescu. A căzut Traian Băsescu. Ok, let's get serious. Următorul volum este unul pe care probabil știți. Opa. Cum adică? Cel mai probabil, adică. Ce înseamnă asta? Asta e unul de la greu, gen. Oh, nu. Ok. Vierme de înger. Ascultă-mi bătăile inime și du-te în țara despre care tot îmi vorbeai. Cred că ai glumit când mi-ai spus că acolo sângele se vinde la pompă. Scriam pliant că la ei mai bine au un serviciu special care se ocupă de oameni vraiște. Serviciul ăsta e în grijă unor blânzi asexuați ce trăiesc în capsule mici de siliciu. Îi leagă numai un tub subțire și transparent. Prin el poți auzi cum un vierme de înger roade căpățâna altui vierme de înger. Tu întrebi, poate, la ce e bun un vierme de înger? Trebuie doar să ajungi în țara aceea și vei afla. Mai ești un artebuli bun de Claudiu Martin. Da. Măi! Vreau să subliniez faptul că eu nu am citit niciuna din cărțile astea de mai mult de o dată. Și Claudiu Martin l-am citit în 2018 și l-am reținut, așa că... Chiar dacă nu s-a încheiat videoclipul, cred că putem să spunem că am dovedit că poeții contemporani nu sună la fel. Mulțumesc. Cam da. Cam da. Cam da. Uite, și cineva de la arte poate să ne spună. Da. Deci, următorul volum... Zi câte mai avem. Acesta, cred că mai avem două sau unu. Detalii. Uite și câteva detalii. Surâsul tău printre lacrimile mele... Tone de oboseală, o clipă despre care nu vom vorbi niciodată, o secundă supremă în care înțelegerea noastră ne-a posedat, memoria noastră destrămată, oamenii cețoși, un munte de incertitudini, vise trădate, vise spuse cu voce tare, memoria noastră destrămată, un cântec într-o limbă pe care o înțeleg doar cu sufletul, bătrânul portughez, un moment care spune ceva, care spune totul. Mariana Marin, scrisoare deschisă? Nu. Mircea Ivănescu, versuri? Nu. Nu știu. Este Ioana Negoescu, jurnal cu tine, Olighioana și restul lumii. Oh my god. Oh, ce rău. Oh, ce rău. Asta e un volum foarte puțin cunoscut, dar mi se pare că e ca un fel de combinație între, nu știu, Nora Iuga, Silvia Plath, multe, multe poete. Și Ioana Negoescu a mai scos acum recent un volum pe care vi-l recomand. Am uitat cum se cheamă. Anyway, este din Oradea din nou, dar îmi pare rău că n-am putut să o ghicesc. Am citit-o în, și mai de tot prin 2018 sau chiar 2017, dacă nu mă înșel, dar în fine. Deci, următorul volum... O să e ultimul? Da. Ok. Am stabilit că... Am stabilit că urmează ultimul volum oficial. Este un joc pe viață și pe moarte, deci... Este... That's it.
ultimul volum. Ultimul volum. Efectiv la modul legit. Nu mai spun nimic. Pune-ne poezia. Spun poezia, da, imediat. Deci avem vânt de toamnă. Da. Mă zoresc să scriu degeaba. Pentru ce? Nu știu nici eu. Mă zorește Dumnezeu? Simt că viața mea e slabă? Când apusul e mai falnic, norii toți când strălucesc, melancolic îi privesc și rămân în ochiul jalnic. Este oare? Sunt de moarte pe curând, vârsul meu ce plânge blând, casurusul de izvoare. Cu octombrie ce vine, fii voi oare frunză în vânt, dobârâtă la pământ și uitată de oricine? De aut clopotul de jale, fără voia mea tresar, de întâlnesc funebru car, mă întorc din a mea cale. Ce poezie de mormântare. Mai îmi citești una? Da, o să mai citesc una. Bine. Deși nu am citit volumul ăsta în viața mea. Eu l-am citit? Am auzit menționând autorul / autoarea. În restriște. Firește, sunt un biet nebun. Când lumea e ce este, trăiesc ca-n poveste și la nimica nu sunt bun. Firește, sunt un biet nebun. Zadarnic am copii și casă, mă simt tot omul de altă dată. Iubesc pe loc, urăsc îndată. Fatalitatea mă apasă, zadarnic am copii în casă. Dar orice sunt, așa cum sunt, tot am o mângâiere. E tainică plăcere de a ști că merg către mormânt și sunt acela care sunt. Ok, ăsta e un volum care chiar clar nu mi-a plăcut. Poeme de genul nou. Ok, nu știu. Alexander Macedonski, Spre Meca, poeme alese de Nicolae Eleahu. Oh my god. Da. Se înțelege. Da. Băi, de știi ce? Am vrut să zic că seamănă cu Eminescu. Și da, acum știu de ce, pentru că, na, Macedonski la început, e de la începutul cărții sau cam pe unde e? Nu știu, am luat pe la mijloc. Asta e. Vestea bună este că nu e un poet contemporan, așa că teza cred că rămâne valabilă. Hei, sunt doar eu acum, pentru că nu știu ce s-a întâmplat cu ultima parte din video. Dar ideea e că nu am recunoscut-o pe Livia Ștefan în Lolita 32, dar am recunoscut-o în Tanato Hotel. Nu am recunoscut-o pe Iona Negoescu și nici pe Macedonski nu l-am recunoscut. Dar i-am recunoscut în schimb pe Mihoc Tamaș, Dan Sociu, Gabi Eftimie, Sorin Despot, Anastasia Gavrilovici, Livia Ștefan în Tanato Hotel, Radu Nițescu cu Dialectica Urșilor și Claudiu Comartin. Și ce-i drept, la unii am avut nevoie de mai multe încercări, dar trebuie luat în calcul și faptul că poate ar fi trebuit la fiecare poet să citim mai multe poezii, pentru că altfel e destul de greu. Dar în fine, sper că v-ați distrat, pentru că până la urmă cam ăsta era scopul. Și până data viitoare, sper că profitați de timpul ăsta liber din perioada dubioasă pe care o trăim. Aveți grijă de voi și citiți cât mai mult. Pa! A, da, era să uit, foarte important. Spuneți-mi dacă vreți să mai filmez împreună cu Dan videoclipuri. Pa!